Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum vă descurcați cu traficul? Pentru că au apărut... Pentru că... Serios, deci a apărut din nou clasamentul cu cele mai nașparni orașe din punctul de vedere al traficului din lume. Ok. Ghiciți pe ce loc este București. 0372-069-599. Vă spun că este în top 10. Pe 8. Tu ai văzut știrea? Nu, serios. Da, deci mulțumim. Dacă vreți, puteți să sunați pentru altceva, dar sunați oricum. 0372069599. Bucureștiul este pe locul 8 la nivel mondial. Istanbulul este cel mai aglomerat oraș din lume. Sunt talentat. Eu imediat am pus socoteala, am pus alea în față. Da. Istanbulul, New Delhi, Cairo. Da. Știți cine e în jurul nostru? Deci deasupra noastră, Sankt Petersburg. Sub noi, Novosibirsk. Deci suntem într-o companie îngrijorătoare și după aceea pe locul 10 Bengaluru. Pe locul 10 Bengaluru din India. Cine îi zim numărul top 3? Top 3 este Istanbul, Moscova, Kiev. Astea sunt cele mai nasoale orașe. Gradul de congestionare a traficului rutier din capitala României a fost estimat pentru anul trecut la 50%. A ce înseamnă asta? Asta înseamnă așa că în medie timpul de călătorie a fost cu 50% în condiții obișnuite mai lung decât în condiții de trafic liber. Ceea ce înseamnă că un drum pe care îl faci, să zicem, în 30 de minute, dacă nu e nimeni în străzi, va dura cu 15 minute mai mult când gradul de congestionare a traficului e de 50%. Deci pierdem foarte mult timp în trafic. Acum mie mi se pare că gradul ăsta de congestionare de 50% e o medie. Pentru că în mod normal, un traseu pe care îl faci când orașul e liber în 10 minute, pe la ora 5-6, cel puțin în București, îl faci realmente într-o oră. Îți trebuie o oră. Hai că avem telefoane și nu prea am... Da, întrebarea este cum credeți că s-ar putea rezolva vreodată traficul, nu doar în București, și în orașele congestionate ale României, cum ar fi Cluj, Iași, Timișoara, da, uite, sunt orașe Iași, aglomerate, cu... foarte aglomerate, mesaje. Da. Pentru că au avut și alte orașe această problemă. În anii 70-80 erau orașe, precum Amsterdam. Amsterdam era un oraș super blocat de mașini. Și acum au rezolvat această problemă. E blocat de biciclete. De biciclete, da. 0372069599. Andrada? Bună dimineața! Bună dimineața, Andrada! De la Bistrița. Să rămână. Oraș mic, dar ne confruntăm și noi cu un trafic. Da. Și cu aglomerare, o aglomerație destul de mare, mai ales la orele de vârf. Uh-huh. Cred că, în primul rând, chiar și pentru un oraș mic, transportul la serviciu în comun, mai mulți colegi cu aceeași mașină ar fi o soluție, bicicletele. Da. Acum, știți cum, noi suntem unul dintre cele 7 burguri ale Transilvaniei, Zibenburgen, dar și atunci nu ne permite foarte mult nici să lăsim carosabilul, da. Transport alternativ la voi și transport în comun. Sigur. Mulțumesc mult, Andrada. Alexandra, bună dimineața. Să rămână. Alexandra, bună dimineața. Bună, Alexandra. Bună dimineața, din Timișoara vă sunt. Să rămână. Pe vremuri îi spuneam semaforișoara. Da, da, acum nu prea mai sunt, majoritatea sunt pe intermitent, dar avem multe respiratorii. La voi o aglomerație mare. Este foarte mare, este după Cluj și București, cred că este al treilea oraș cel mai aglomerat. Întreveți vreo soluție, ai vreo speranță? Sincer, eu tot sper, hai că traficul mai e cum mai e, mai găsești o alternativă, o străduță prin cartier, mai tai ruta principală, dar problema mare este la parcări. Și aia sper să se rezolve curând, pentru că eu trebuie să traversez tot orașul zilnic și când ajung acasă pe la ora 6 și dau două ture de cartier, nu-mi convine. Mulțumesc foarte mult! Uite că ne-am luat cu pechinezii și am avut prea puțin timp de vorbit despre trafic. Nu o să rezolve cu mașini niciodată. O să rezolve cu spații pietonale, cu încurajarea transportului alternativ, biciclete, trotinete, așa cum se întâmplă și la alții. Vedeți cum sunt iernile, cel puțin în sud, în Regat, acum, mă rog, mai puțin în Moldova. Sunt destul de lejere și prin construcția de linii de metro. Atât. Altfel nu o să se rezolve niciodată și o să ne pierdem viețile stând blocați în trafic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.